Michael Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, a decedat. El a murit aseară la spital în urma unui accident rutier produs în 20 decembrie 2023. Potrivit poliției, Michael Goffman a fost lovit de o mașină în timp ce traversa în afara trecerii pentru pietoni la intersecția șoselei Balcani cu strada Tricolorului din Chișinău. La volan se afla o femeie de 30 de ani. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Mihail Goffman a devenit cunoscut spațiului public în 2016 după o serie de dezvăluiri în dosarele la un și frauda bancară. Tot atunci, Goffman a acuzat autoritățile că au urmărit pasiv devalizarea băncii de economii. El a susținut că principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova este fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc. De asemenea, Goffman a enumerat și numele lui Vlad Filat, Ilan Șor, Sergei Aralov și Vyacheslav Platon.